Bună ziua și bine ați venit la conferința noastră de presă. Aș zice că este o conferință de presă mai specială, de aceea vă mulțumim încă o dată pentru prezența dumneavoastră. E prezent în mijlocul nostru domnul Chițoiu Daniel, fost vicepremier și ministru al Finanțelor și Economiei, ca deschizător de listă pentru Camera Deputaților, pentru județul Neamț și, sigur, e prezent și domnul Mihai Alexandru pentru Senat ca deschizător de listă. Personal, și nu doar personal, transmit de anumiteri și un mesaj din partea organizației. Ne bucură foarte mult prezența domnului Chițoiu în această structură a noastră, a organizației noastre. Va fi, așa cum am spus și acum o jumătate de oră la micul interviu de la depunerea dosarului pentru candidatură, că va fi unul din marile câștiguri pentru județul Neamț, faptul că vom avea în Parlamentul României un profesionist, un om cu o vastă experiență, atât parlamentară cât și guvernamentală, și județul Neamț nu va avea decât de câștigat de pe o asemenea poziție și cu un asemenea om în structurile parlamentare și, de ce nu, în cele guvernamentale, după 11 decembrie 2016. Mă voi face datoria să vă prezint lista aprobată de conducerea centrală pentru Camera Deputaților. Domnul Chițoiu Daniel, domnul Asaf Ioan, domnul Bălțătescu Vasile, domnul Misael Ioan Cătălin, doamna Nistor Sanda, domnul Tihenea Cristian Romulus, domnul Panaitescu Constantin Romeu, doamna Irimia Elena Genoveva, doamna Crețu Vasilica, domnul Necula Costică. Deci, pentru Camera Deputaților. Este lista definitivă, depusă astăzi la biroul la Beș, la biroul electoral județean, și aprobată această listă de conducere centrală a partidului. La Senat, Mihai Alexandru, Mocanu Vasile, Niță Niculina, Luculescu Vasile, Ienache Vasile. De asemenea, este lista aprobată de Consiliul Central al Partidului și depusă la biroul electoral județean. Spuneam că, sigur, conferința de presă are și un caracter special printr-o asemenea prezentare. Nu vom intra în detalii privind dezvoltarea județului, privind alte chestiuni. Și astăzi încercăm, sigur, dacă îmi permiteți, o aclimatizare, dacă vreți așa, reciprocă, vis-a-vis de prezența domnului Daniel Chițoiu aici și a noilor realități care au reieșit din ceea ce v-am prezentat până acum. Vom aștepta, sigur, de la dumneavoastră întrebări și unele chestiuni care să nu se rămânească multe aspecte pe care probabil nu le aveți lămurite. Dacă o să-mi permiteți, o să rog pe domnul Chițoiu sau pe domnul Mihai Alexandru. Să... E mai bine să vorbească. Da, vorbesc dumneavoastră și... Da. Bună ziua și eu vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre de a participa la conferința de presă. În primul rând doresc să mulțumesc organizației ALDE Neamț pentru faptul că a acceptat și m-au invitat să candidez din partea ALDE în județul Neamț. Așa cum spunea domnul președinte a Saftei, eu am venit cu inima deschisă și mai mult decât atât, am venit cu niște obiective foarte precise legate de această candidatură în județul Neamț. În primul rând, noi dorim să, ca și obiectiv,
să obținem la rezultatele din 11 decembrie două mandate de deputați și un mandat de senator. Știm că este foarte greu, dar organizația, așa cum o cunosc eu, și din discuțiile pe care le-am avut încă de aseară, de când am ajuns în județ, este destul de mobilizată și angrenată în a obține acest obiectiv. Mă bucur că pe liste, deși suntem realiști, nu sunt locuri eligibile, dar listele noastre, componența listelor, atât la Camera Deputaților cât și la Senat, fac parteri cu o vastă experiență profesională, din domenii profesionale diferite, cu experiență, economiști, juriști, profesori, ingineri. De asemenea, am căutat și a căutat organizația să aibă reprezentare aproape în toate regiunile județului, în toate zonele. De ce este bine așa? Pentru că noi trebuie să venim aproape de oameni și mai mult decât atât, trebuie să lăsăm demagogia deoparte. Trebuie să luăm preocupările oamenilor și dorințele lor de a le transpune în fapte. Eu nu știu cât cunoașteți dumneavoastră din activitatea mea profesională, dar eu am lucrat în zona economică de când am terminat facultatea. Am lucrat în instituțiile statului, Ministerul Finanțelor, Curtea de Conturi, plecând de jos și parcurgând toate etapele și treptele profesionale. Am condus Finanțele Publice București în anii 98-2000, din poziția de director general adjunct. În perioada 2005-2008 am fost vicepreședinte și președinte al Agenției Fiscale, agenție care atunci a avut un rol primordial în creșterea colectării veniturilor, mai ales ca urmare a reducerii fiscalității a Guvernului Tăriceanu, cota unică, și a reformării administrației fiscale. De asemenea, în guvernele Ponta am deținut mandatul în 2012 de ministru al economiei și 2013 și câteva două luni în 2014 de vicepremier și ministru al finanțelor publice. Eu în toată activitatea mea am urmărit să reprezint interesele oamenilor și ale țării. Din toate pozițiile pe care le-am avut, când am fost președinte al ANAF, așa cum vă spuneam, am căutat să îmbunătățesc o relație între contribuabil și structurile agenției fiscale, pentru că aveau reflexele dinainte în care considerau agenții economici, pe toți îi considerau infractori. Și ceea ce s-a continuat. Deci am fost cel care, din cauza abuzurilor gărzii financiare, cel care a desființat garda financiară și am înființat o structură nouă. Eu am sperat la momentul respectiv că aduc oameni competenți, profesioniști și onești în acea structură, în această structură de antifraudă fiscală. De asemenea, cât am fost ministru al economiei, în mandatul scurt de 7 luni de zile, atunci s-a produs ruptura contractelor cu băieții deștepți și scurgerea de bani publici către grupurile de interes. După cum știți, am fost cel care a inițiat și am obținut sprijinul guvernului și am tăiat contractele la Hidroelectrica, ceea ce s-a dovedit, după cum vedeți, după 4 ani de zile, un succes. Hidroelectrica din 2000 până în 2012 obținuse un profit de 80 de milioane de lei, iar din 2014 a obținut profit de câte 200 de milioane de euro anual. Deci este caz unic, nu numai în România, dar și în, pe plan mondial, când o companie aflată în insolvență, nu numai că s-a redresat, dar a realizat profit și a plătit dividende. Bineînțeles că asta cu ajutorul unui băiat care, unui profesionist, Remus Borza, care nu a făcut nicio concesie nimănui, deși
presiunile au fost extrem de mari în toată această perioadă de insolvență. De asemenea, asta este un caz notoriu și relevant, dar acest lucru s-a reflectat în mai multe companii, Olchim, Transelectrica, Electrica, companiile de gaze, unde, la fel, toate contractele oneroase cu grupurile de interese au fost începute, tăiate din mandatul meu. Cât am fost ministru al finanțelor publice în 2013 și două luni din 2014, am fost cel care în 2013, alături de Daniel Constantin, președintele ALDE, am susținut și am aprobat reducerea taxei pe valoare adăugată de la 24% la 9% pentru pâine și măsura a fost extinsă, după cum știți, în 2015 la toate produsele alimentare. Programul economic al USL-ului, în proporție de 80%, a fost program pe măsuri liberale. Am fost cel care, alături de alți colegi, de Varujan Vosganian, președintele Partidului Tăricianu, am negociat cu PSD-ul în 2012 programul economic și măsurile noastre au fost transpuse de guvernarea Ponta. Vreau să vă spun că atât în guvernarea 2004-2008, guvernarea Tăricianu, cât și în guvernele Ponta din 2012 până în sfârșitul 2015, noi cu ALDE, alături de PSD, după cum vedeți, am căutat să implementăm tot ce am promis în programele economice și să venim cu măsuri care să dezvolte economia. În 2004-2008 am reușit ca cifrele care arătau creștere economică să le transpunem și în buzunarul oamenilor, prin creșterea de salarii, creșterea veniturilor la toate categoriile socioprofesionale, creșterea pensiilor. Din păcate, am dorit ca și în guvernarea Ponta toate măsurile de creștere economică să regăsească în buzunarele oamenilor. Parte s-au regăsit, că după cum știți, în 2012, de când s-a instalat guvernul Ponta 1, am readus nivelul de salarizare pentru bugetari, cărora li s-a tăiat salariile. De asemenea, am anulat toate măsurile prin care se impozitau pensiile cu contribuțiile pentru Fondul Național de Sănătate și ulterior, în cadrul programului până trebuia să se finalizeze în 2016, aveam și măsuri de creștere a veniturilor populației. Dar, din păcate, din 2015 s-a stopat acest lucru. Guvernul actual de tehnocrat se laudă cu creșterea economică de anul acesta cea mai mare. Dar, după cum știți și dumneavoastră, în economie, impactul unor măsuri nu se regăsește imediat și are o perioadă în care se văd rezultatele măsurilor. Deci toate măsurile bune care au fost luate în anii anteriori se regăsesc într-adevăr în anul acesta, dar trebuie să știi și cum să distribui resursele și mai ales resursele din bugetul de stat. O mare problemă, noi am reușit în perioada 2012 și cât am fost eu 2014, dar și până în 2015 să recuperăm un decalaj enorm al fondurilor europene care nu au fost atrase. Am plecat de la o rată de absorție undeva la 8-9% și am ajuns undeva cu ea după 3 ani de zile la 72%. Acesta a implicat un efort foarte mare. Și de ce vă spun? Pentru că, așa cum am precizat mai devreme, trebuie să ai și experiență ca să știi ce măsuri trebuie să iei ca să poți să ai și succes și rezultate. Când am devenit ministrul finanțelor la începutul anului 2013, ca să putem să atragem fonduri europene, am creat un buffer, adică o rezervă din bugetul de stat, pe care o acordam în avans beneficiarilor de fonduri europene, ca să poată să-și plătească facturile, ulterior noi cerând rambursarea de contarea la Comisia Europeană. Și acesta a fost motivul pentru care noi am putut să deblocăm atragerea de fonduri europene. Așa cum vă spuneam, cât am fost ministru de finanțe, pe lângă măsurile de relaxare fiscală, de neimpozitarea profitului reinvestit, după aceea, în 2015, tot împreună cu PSD-ul, noi ca și formațiune ALDE, toate măsurile din reforma fiscală, codul fiscal și codul de procedură fiscală, au fost cele care tot noi le-am susținut încă de la formarea USL-ului.
De asemenea, vreau să vă spun că tot ce am făcut, am făcut în interesul oamenilor și mai ales în interesul țării. După cum vedeți, în ultimul timp, acest guvern de tehnocrați nu se gândește la oameni. Acest guvern iau măsuri, din păcate și din cauza slabei experiențe profesionale a celor care ocupă posturile ministeriale, pentru că, după cum ați văzut, cei care ocupă în prezent aceste posturi ministeriale sunt oameni care nu au nicio experiență profesională pe domeniul pe care îl ocupă. Sau alții care ocupă aceste posturi sunt funcționari care nu gândesc și nu au o viziune pe termen lung și viziune de dezvoltare a țării. Adică, în poziția de ministru trebuie să fii om politic și să ai viziune. Nu trebuie să fii funcționar. Un ministru nu este un funcționar public, un șef de serviciu sau un șef de structură, un șef de instituție, să-ți vezi numai domeniul restrâns. Ca ministru trebuie să ai o viziune largă, deschisă, să vezi în ansamblu, să vezi macroeconomic, să vezi ce implicații au măsurile pe care le iei. Așa cum spuneam și în declarația când am depus candidaturile mai devreme, acum o oră, eu doresc ca zona Moldovei și în special județul Neamț, pe care sper să-l reprezint din 11 decembrie în Parlamentul României, să reducă decalajul economic față de celelalte regiuni și județe din țară cu potențial economic crescut. Cum reducem acest decalaj economic? Păi numai prin crearea de locuri de muncă, atragerea de investiții, nu neapărat investiții străine. Crearea condițiilor și condițiilor nu numai din punct de vedere birocratic, dar crearea condițiilor de accesibilitate la finanțare pentru, începând de la întreprinderile familiale până la întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari. Cea mai mare problemă pe care a avut-o România în dezvoltarea mediului economic românesc a fost lipsa de finanțare și procedurile greoaie de acordare de finanțare. În orice stat european, o firmă mică, individuală sau un IMM, are un acces foarte ușor la surse de finanțare. Nu se cer atâtea garanții, nu se cer atâta birocrație, atâtea documente. Nimeni nu poate să-și dezvolte un business, o afacere, o mică afacere, o afacere medie, cu resurse proprii. Mai ales că cetățenii României n-au fost cetățeni bogați. Și atunci, de unde să aibă resurse proprii? Nici măcar investitorii mari nu își dezvoltă afacerile pe bani personal proprii. Tot prin finanțare. Ori rolul celor care merg în Parlament și au putere de decizie, celor care participă la guvernare, e de a crea aceste condiții de dezvoltare economică a țării în mod echilibrat. Așa cum vă spuneam, trebuie să avem în România, în prezent, dacă vă uitați, nu mai avem oameni de stat. Oameni care să aibă responsabilitate, oameni care să-și asume decizii, decizii grele. Oameni care să apere țara. Atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al promovării intereselor României în afara țării. Ori noi credem că în ALDE avem acești oameni și noi listele de candidați în toate județele am căutat să punem oameni care au responsabilitate, sunt onești și au puterea de a promova și aduce mai departe zonele, județele pe care le reprezintă. De asemenea, am căutat ca acest partid să reprezinte într-adevăr interesele naționale și interesele românilor. În programul nostru economic, pe care o să vi-l prezentăm în zilele următoare, o să vedeți că punem un accent foarte mare pe aceste lucruri pe care vi le-am spus mai devreme.
Adică să putem să creăm condițiile ca să se dezvolte din punct de vedere economic țara. Avem măsuri pentru aducerea cetățenilor români care au plecat în străinătate pentru un trai mai bun, pentru a câștiga mai mult. Dar nu așa cum a propus actualul guvern tehnocrat, dai o sumă de bani unei persoane, ce face cu banii? Vine, îi cheltuie într-un an de zile, într-o jumătate de an de zile și ce face mai departe? Nu. Trebuie să creezi condițiile și să-i asiguri finanțarea să poate să-și dezvolte o mică afacere. Creezi și locuri de muncă, reintegrezi familii, pentru că scopul nostru care este? În prezent, în România, există un deficit de forță de muncă, vorbesc la nivelul țării, din punct de vedere macroeconomic. Vă dau un exemplu, că am fost cu ceva timp în urmă în Banat, în Timișoara. Sunt investitori care nu au forță de muncă pe planul local și aduc muncitori din Iugoslavia, cu autobuzele zilnic, în Aveta, să lucreze în firmele din Timișoara. Trebuie să creăm la nivelul României o instituție într-adevăr profesionistă, ceea ce avem acum Agenția de Ocupare a Forței de Muncă. Profesionistă în ce sens? Adică trebuie să avem o structură în care să adunăm toate datele socioeconomice, astfel încât să putem să plasăm forța de muncă disponibilă din România acolo unde este nevoie de ea. Atât pentru cei care nu au loc de muncă în România, cât și pentru cei din afară care vor să vină în țară. De exemplu, știm că există o companie, o întreprindere care are nevoie de locuri de muncă de categoria zidarilor sau șoferilor sau macaragiilor sau și are nevoie, să spunem, într-un județ anume, în județul Iași. Știm că există forță de muncă disponibilă unde? În Neamț, dar nu avem același de această categorie profesională. Instituția asta trebuie să facă, să știe să plaseze forța de muncă și să arate unde sunt locurile disponibile. Mai mult decât atâta, persoana respectivă când se duce la Iași să muncească acolo, are o familie. Trebuie să-i asigur condițiile și de cazare, să-și aducă și familia. Deci avem un ansamblu de măsuri și de creare de condiții astfel încât persoana care dorește să muncească într-un loc anume unde își găsește locul de muncă să poată să beneficieze de toate facilitățile pentru a-și, așa cum vorbeam mai devreme, a-și reintegra familia și nu a fi iar plecat de acasă să muncească în alte zone, să fie despărțit de familie. Și eu aici am vorbit în mare ce avem noi de gând să facem ca și partid și ce propunem partenerilor noștri care vom fi la guvernare în programul de guvernare. Mă opresc aici și o să răspund și la întrebările dumneavoastră, dar timpul până la 11 decembrie voi fi, nu zi de zi, dar cel puțin 3-4 zile pe săptămână voi fi aici și vă vom comunica tot ce avem de gând să facem pe toate domeniile de dezvoltare economică din România. Eu vă mulțumesc. Da, bună ziua în primul rând. Vreau să vă spun dumneavoastră, dar bun venit și domnului ministru Chițoiu. Așa cum l-am asigurat și săptămânile trecute în discuțiile pe care le-am avut, vine aici într-o echipă ca și cum e de-a nostru și poate umblăm ușor-ușor și la centru, facem chiar de-a nostru. Da. Și faptul că domnul Chițoiu, în dublă calitate ca membru al Guvernului Ponta, de ministru și vicepremier, a venit aici, a venit aici în primul rând ca un profesionist, poate în al doilea rând ca un politic, pentru că județul Neamț are nevoie de profesioniști. Și a făcut parte domnul Chițoiu din cel mai performant guvern din ultimii 8 ani. Și nu o spunem noi așa că vrem, o spun rezultatele. Județul Neamț, din păcate, spuneam și eu mai devreme, este aproape în genunchi din punct de vedere economic. A fost unde a fost, ne uităm către trecut. Trebuie să ne uităm către viitor și trebuie să ne uităm în vecinătatea județului Neamț, la câteva zeci de kilometri și avem exemple. Și în Moldova, și în Ardeal, avem exemple că se poate. Bineînțeles,
să ajungem la subiectul infrastructură, pe care l-aș aminti domnul ministru. Sunt multe lucruri de făcut aici, nu vreau să discutăm astăzi neapărat de ele, dacă o să fie cazul, discutăm. Prin venirea domnului ministru aici, eu cred că ALDE se întărește și dovedește că, într-adevăr, este singurul partid liberal din județ. Și acum ALDE, la nivel național, este singurul partid liberal din țară. Și nu îmi place să vorbesc despre alte partide, dar dacă ne uităm, ne uităm pe listele celorlalte partide, vedem foști parlamentari sau actuali parlamentari care au avut ocazia să demonstreze ce pot ei să facă pentru județul Neamț. Din păcate, rezultatele sunt spre zero. Și sunt sigur că în actuala formulă putem să venim cu soluții concrete. Vorbea domnul ministru și de programe. Eu îmi ofer și disponibilitatea pentru că am mai lucrat și la programe locale, dar nu sunt naționale, dar sunt de interes județean care pot fi integrate într-un program național. Ca și mesaj, vreau să mulțumesc în primul rând conducerii centrale a partidului, dar și colegilor din Neamț, pentru că mă onorează această candidatură și vă asigur că nu o să dezamăgesc pe nimeni. Vom munci, vom avea foarte mult de muncă. Vreau să dau un semnal că la ALDE s-a terminat cu perioada agitației și a scandalului. Cetățenii nu doresc așa ceva, ei sunt sătui de cancanul și de subiecte așa deosebite, trebuie să demonstrăm că suntem o echipă serioasă. Pentru început, vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, vă rog. Două întrebări pentru domnul Ștoi, eu sunt Robert de la Ziare Neamț. Unu, cum considerați dumneavoastră candidatura la Neamț? O premiere sau o pedeapsă? Nici premiere, nici pedeapsă. Așa cum vă spuneam, candidatura... Eu am fost deputat două mandate al județului Giurgiu. Giurgiu, la fel, ca și Neamțul, unul din cele mai sărace județe ale României. Cât am avut cele două mandate de parlamentar, s-a cunoscut o revigorare a județului din punct de vedere economic și mai ales din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii în acel județ. Nu vă ascund faptul că în 2008, când am candidat la primul mandat, mergeam cu mașina acolo, infrastructura rutieră, ce să vă spun, era zero. Deci toate localitățile, drumurile județene nu erau niciunul asfaltat, totul era pietruit și mai ales tot perioada din asta de toamnă cu ploi, rămâneai cu mașina blocată în noroi. Am reușit ca în decurs de câțiva ani de zile să asfalteze aproape toate drumurile județene în județul Giurgiu și mai mult decât atât, nu cred că există o localitate din județul Giurgiu să nu fie avut un obiectiv de investiții realizat, plecând de la școli, grădinițe, canalizare, apă și tot ce ține de partea asta. De asemenea, și din punct de vedere economic, a cunoscut o revigorare din punct de vedere al afacerilor în județul Giurgiu. De asemenea, și în programul actual avem un proiect foarte mare de anvergură națională și nu numai națională, dar și europeană, Strategia Dunării, proiect lansat de domnul președinte Tăriceanu și care va face parte din programul nostru economic, care proiect se va derula cu fonduri europene. Există acești bani la nivelul Uniunii Europene, dar din păcate nimeni nu s-a preocupat astfel încât să demareze acest proiect de strategie a dezvoltării Dunării, care beneficiază toate județele riverane Dunării, nu numai Giurgiu. Așa cum vă spuneam, nu e nici premiere, nici pedeapsă. Eu, cum vă spuneam, la sugestia domnului președinte a Saftei din ultimul timp în care mi-a făcut invitația de a candida la Neamț, m-am gândit că e o provocare pentru mine, așa cum a fost, cum vă spuneam, județul Giurgiu și Neamțul. Eu, în urma mea, dacă obțin acest mandat de parlamentar, vreau să las ceva în județul Neamț. Adică să vadă în 2020 ceva
crescut din punct de vedere economic față de 2016. Și a doua întrebare pe care dumneavoastră o înțelegeți perfect, pentru că vine din partea mediului privat, vom ajunge vreodată în România să vedem programe, proiecte din partea unui guvern sau unui partid politic care nu s-a zis de mediul privat și să nu îl urce? Da. Din fericire, după cum ați văzut, împreună cu PSD-ul am avut inițiativa parlamentară și mă bucur că a urmat o procedură de urgență cu anularea celor 102 taxe. Acum, actualul guvern, așa cum vă spuneam, e o gândire de tehnocrați, acum a devenit termenul peiorativ, o gândire la nivel micro, nu la nivel macroeconomic. Ei ce spun? Domnule, ne produce un gol bugetar de 1.700.000.000 de milioane de lei. Păi da, eu vă spun, când am introdus cota unică în 2004, eu în momentul respectiv eram vicepreședinte al Agenției Fiscale și răspundeam de colectarea veniturilor, golul la vremea respectivă al introducerii taxei pe valoare adăugată, golul matematic, la fel cum îl fac și ei acum, era undeva la 1.000.000.000 de euro. Bineînțeles că toată lumea se speria la momentul respectiv. PSD-ul, normal că nu era de acord la momentul respectiv cu cota unică, spuneau că ducem țara în faliment. Într-adevăr, 6 luni de zile am avut golul respectiv, dar după 6 luni de zile a început să acopere acel gol și am ajuns ca la sfârșitul 2008 să avem veniturile de 2,5 ori mai mari pe cota unică decât în 2004. De 2,5 ori mai mari decât încasam cu cotă până la 40%, după cum știți că erau impozitul pe venit și 25% impozitul pe profit. E asta spun și eu acum. Există, într-adevăr, un gol temporar de venituri. Dar prin reducerea acestor taxe parafiscale, că sunt taxe parafiscale aceste taxe, reduci presiunea fiscală pe mediul economic. Eu întotdeauna am spus, și când am fost președinte la ANAF și când am fost ministru de finanțe, o firmă care să poată să se dezvolte și să trăiască trebuie să aibă un nivel de impozitare al impozitelor, al tuturor taxelor, un nivel optim. Adică ce înseamnă acest nivel optim? Să poate să trăiască și să obțină profit. Pentru că nimeni în lumea asta nu investește într-o firmă să aibă pierdere. Sau să piardă bani. Adică să aducă bani de unde? Că dacă n-are acasă, că da, s-a făcut firma. Afară și face o firmă. Să câștige bani și să dezvolte. Deci, asta trebuie să gândească din punct de vedere economic în momentul când stabilești un nivel de impozitare pe companii, pe IMM-uri, pe activitatea profesională, profesii liberale, pe tot. Deci, domnule, trebuie să ai un nivel optim astfel încât să-l lași pe ăla care investește, care își desfășoară profesia în domeniul ăla, să poată să trăiască, să obțină un profit. Că nimeni nu investește, nimeni în lumea asta investește ca să piardă bani. Trebuie să-l lasă să obțină profit. Ori gândirea întotdeauna economică a celor care au condus țara și au administrat domeniile respective, ce a fost? Păi câștigă ăla atâta, hai să-i mai punem un impozit. Da, nu ne mai interesează. Păi gândește-te și în perspectivă. Ce realizezi în momentul? Că încasezi temporar. Păi, exemplu cel mai elogvent, în 2010, da? S-a majorat taxa pe valoare adăugată, de la 19% la 24%. Și să spera că vor crește veniturile colectate de taxa pe valoare adăugată. Păi au crescut cu 10%, nu o să crească cu 100% creșterea respectivă de 5%, au crescut cu 10%. Ce a făcut? Păi s-a mărit evaziunea fiscală, că nu poți să plătești. Evaziunea fiscală în ce sens? Alții că cu facturi fiscale false, cu nu știu ce, dar alții înregistrează. De bună credință să nu-i prindă instituțiile statului să le facă dosare penale, înregistrau obligațiile, le au de plată, dar nu poți să le plătească. Ce faci cu el? Adică îi pui o sarcină fiscală, îi pui un impozit, îi pui o taxă și nu poate să o plătească, că nu are de unde. Mai mult decât atâta, nu numai că nu poate să-și plătească taxele, dar nici nu au resursele financiare să poată să-și continue activitatea. Nu mai vorbim să se dezvolte, să-și crească afacerea. De asta vă spun că trebuie să ai o gândire de ansamblu, să ai o viziune în momentul când stabilești, mai ales politica fiscală, că știm foarte bine că politica fiscală este coloana vertebrală a dezvoltării economice a unei țări. Că prin politică fiscală poți să dărâm o țară, da? Poți să o duci în faliment, dar tot la fel, tot prin politica fiscală poți să o dezvolți, să o crești.